Mai ocupăm câteva minute și subiectul la care m-am gândit să vorbesc în această dimineață este o invitație la modestie. Știm foarte bine cu toții că mândria este păcatul luciferic, păcatul diavolului, nu? Noi trăim într-o lume care ne învață de mici copii să avem self-esteem, să avem stimă de noi înșine. Suntem educați să alimentăm mândria aceasta umană și, din păcate, până și biserica de astăzi o alimentează și o crește. Noi suntem cea mai mare biserică, nu? Ce este alta decât un balon pe care îl umflăm pe direcția asta, că noi suntem mai grozavi decât aia alții. Noi suntem singura religie cea mai bună și mai pentecostală și mai aproape de Domnul. Iar un balon din ăsta care îl umflăm. Până și realizările noastre spirituale pot să fie folosite de diavolul să ne umfle balonul ăsta al mândriei și lucrul acesta este extrem de periculos. Diavolul a căzut prin mândrie, nu-i așa? Ce am observat din Sfânta Scriptură, oamenii care s-au apropiat de Dumnezeu, cu cât l-au cunoscut pe Dumnezeu mai mult, au devenit tot mai modești. Tot mai modești. Am fost invitat de câteva ori la deschidere de ani universitari, la colegii biblice din România, la seminarul teologic și așa mai departe, și de fiecare dată le-am spus lucrul ăsta. Și cred că am să repet din nou la Oradea acum. Dacă te duci la școală și școala reușește să te îngânfe cu bruma de cunoștințe care reușește să ți-o transmită, ți-a făcut cel mai mare rău ție și celor din jurul tău. Dar dacă școala aceea a reușit să te umilească cu milioanele de lucruri care nu le cunoști și nu ai reușit să le cunoști, ți-a făcut un mare bine, a făcut din tine un om modest, de care se va putea folosi Dumnezeu în continuare. Din păcate însă, până și religia noastră, în general, creștinismul nostru neoprotestant, întotdeauna noi admirăm oamenii care cunosc cel mai mult, nu-i așa? Am auzit despre cineva, domnule, ăsta știe sute de versete din Biblie pe de rost. Good, foarte bine. Dar nu înțeleg de ce te mândrești cu chestia asta, că este datoria fiecărui om să cunoască Sfânta Scriptură, nu-i așa? Cum predică, ce ar fi Billy Graham, nu? Dacă ar fi un îngânfat și asta l-a deosebit pe Billy Graham de ceilalți. Billy Graham n-a fost un om care a spus, eu am predicat la cei mai mulți oameni din istorie. Am uitat să vă spun că dacă te duci la muzeul Billy Graham din Wheaton, Illinois, chiar la intrare este un citat din Billy Graham, care spune așa, când mă voi duce să mă întâlnesc cu Domnul, o să spun, Doamne, aici este un păcătos pentru care Iisus Hristos a murit la cruce pentru mine. Toate celelalte, tot ce am făcut eu, spunea el, nu valorează nimic. Nu mă pot duce să bat la ușa Domnului, spun, eu am predicat la cei mai mulți oameni din istorie. Domnul la, de obicei, la așa spune, niciodată nu te-am cunoscut, nu te cunosc, nu știu cine ești. Haideți să vedem câțiva oameni din Biblie, oamenii lui Dumnezeu care au fost foarte modești, foarte modești. Avram, prietenul lui Dumnezeu. El, la un moment dat, în Genesa, capitolul 18, versetul 27, spune: Eu care nu sunt decât praf și cenușă, praf și cenușă. Părintele tuturor credincioșilor, nu? Praf și cenușă. Știți că evreii au o sărbătoare foarte importantă, în care fiecare evreu repetă cuvintele astea lui Avram. Nu sunt decât praf și cenușă. Se spune că într-o comunitate din asta evrească, la sărbătoare, au venit tot felul de evrei costumați în Armani, ultimul recnet, așa. Fiecare a declarat, eu sunt praf și cenușă. Și a venit și un evreu îmbrăcat așa, mai necăjit, mai ponosit. Și a zis și el, nu sunt decât praf și cenușă. El s-a uitat la ăsta, a spus, cine se crede asta, domnule, de zice că e praf și cenușă? Nu? Cine se crede asta, domnule, să spune că e praf și cenușă? Ei,
Avram a fost un asemenea om, l-a cunoscut pe Dumnezeu, cu cât îl cunoaște pe Dumnezeu mai bine, cu atât mai mic devine în ochii lui. Cu cât devenim mai mari în ochii noștri, Dumnezeu devine tot mai mic, îl cunoaștem tot mai puțin. Gândiți-vă la Iov. Despre Iov, Dumnezeu a depus o mărturie extraordinară. A spus, nu e niciunul, n-a fost niciunul în toată partea asta de lume. Așa ca și robul meu, Iov, nu-i așa? Dumnezeu s-a lăudat cu el. Așa de extraordinar a fost omul ăsta că Dumnezeu a pariat cu Satana, dacă vreți. Nu? A pariat cu Satana pe deciziile lui Iov. Și Dumnezeu a zis, ăsta e așa un neprihănit, atât de mult mă iubește, că pot să-i fac orice, că el tot mie mi se închină. Ăsta nu-mi întoarce spatele niciodată. Așa mare încredere a avut Dumnezeu în el. Știți ce a spus Iov? Iată, eu sunt prea mic, zice el, Iov 40:4. Sunt prea mic. Sunt prea mic. Oamenii mari întotdeauna l-au văzut pe Dumnezeu mare. Și atunci ei au devenit mici și s-au purtat ca atare. Dacă găsiți un om mândru, înfumurat, cu nasul pe sus, omul ăsta nu îl cunoaște pe Domnul. Și ar fi bine să furigiți din calea lui. Gândiți-vă la David. Om după inima lui Dumnezeu. N-a spus Dumnezeu despre nimeni că este cineva după inima lui. Cum îmi place mie, așa este omul ăsta, a spus Dumnezeu. Este după inima mea. Psalmist, regele soarelui Israel. Știți că dacă te duci în Israel și astăzi prezența lui David este peste tot, de la steaua lui și numele lui David este peste tot, este la fel de popular și astăzi în Israel cum a fost pe vremuri. Omul după inima lui Dumnezeu, iată ce spune el, în păcat m-a zămislit mama mea, Psalmul 51:5. El își cunoaște natura lui coruptă în care el s-a născut. Știe cine este. Știe că este rezultatul unui păcat, născut în păcat, este, natura lui este păcătoasă. David a fost un om extrem de modest. Gândiți-vă apoi la Ezra. Cred că Ezra este unul dintre cei mai mari cărturari pe care a avut Israel. Știți că Ezra a pus la olaltă toată cartea psalmilor? Unii spun că Ezra ar fi pus la olaltă tot Vechiul Testament. A fost un cărturar de mare clasă, un om al lui Dumnezeu extraordinar. Mi-e rușine să-mi ridic fața, spune el în capitolul 9, versetul 6. Mi-e rușine să ridic fața spre tine, Doamne. Nu am niciun merit, absolut niciunul. Gândiți-vă apoi la Isaia. Isaia este evanghelistul Vechiului Testament, nu-i așa? Unul dintre cei mai mari profeți, prieten al regelui, nu? Este un părinte al națiunii lui Israel. Este omul care a primit din partea lui Dumnezeu cele mai extraordinare revelații despre Iisus Hristos, despre Mesia. Capitolul 53 din Isaia este de neegalat. Niciun alt profet n-a primit atâta lumină din partea lui Dumnezeu despre Mesia care trebuia să vină. Știți ce spune Isaia, capitolul 6, versetul 5? Sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate. Cuvintele unui om modest. Dacă trecem în Noul Testament, gândiți-vă la Simon Petru, nu? La marele pescar. Omul cu care se laudă Roma. Omul care spune cea mai mare religie creștină a lumii, nu? Stă la temelia Vaticanului, primul papă, nu? Dintre toți. Protos, cum spunea Noul Testament despre el, cel din tâi dintre apostoli, purtătorul de cuvânt al apostolilor, nu? Marele pescar, mândria Romei.
Știți ce spune el? Îl întâlnește pe Mântuitorul și când vede minunea cu pescuirea minunată, când mrejele sunt pline de pești, spune, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Doamne, nu te amesteca cu oameni ca mine. Nu? Du-te de la mine că sunt un păcătos. Luca 5 cu 8. Gândiți-vă la sutașul roman, nu? Dacă noi am fi urmașii Romei, ar trebui să ne alegem de la cine ne tragem, nu? Ar trebui să ne tragem de la ce sutaș roman. În omul ăsta putea să stea toată mândria Romei, nu? Roma era America acelor vremuri. Imperiul care domina marea parte a lumii. Este în Israel, o națiune subdezvoltată economic, săraci, îmbrăcat în zalele lui romane, pe calul lui de centurion, nu? Sutaș, conducea 100 de soldați. Domnul a zis acestui om că nici în Israel n-a găsit o asemenea credință. I-a spus Domnului, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei mele. Nu sunt vrednic, nu merit. Nu sunt vrednic. Și nu cred că avea un acoperiș de stuf, cum aveau evreii. Și nu cred că era îmbrăcat atât de sărac cum era Mântuitorul îmbrăcat. Dar știa cu cine are de face și a spus, eu nu sunt vrednic să intre sub acoperișul casei mele. Și Domnul a spus așa, credință nici în Israel n-am găsit. Dacă vreți un om al Noului Testament, al Bibliei, care este, ce știu, colegul lui Billy Graham de astăzi, este Apostolul Pavel, indiscutabil. A vestit Evanghelia cu mare sacrificiu, umblând pe jos, pe mare, mă rog, în tot bazinul Mediteranei. Unii spun că ar fi ajuns și în Spania de astăzi. Cel mai mare misionar a tuturor timpurilor. Nu numai prin cuvinte, dar prin fapte, autorizat de Dumnezeu, cuvintele lui au fost însoțite de minunile lui Dumnezeu. Scrierile lui ocupă o bună parte din Noul Testament. Un nume respectat în toate secolele de peste tot. Știți cum a vorbit despre sine? El a spus, eu sunt șeful păcătoșilor, sunt cel mai mare păcătoș dintre toți. Eu sunt șeful păcătoșilor, liderul păcătoșilor. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15. Adevărata mărăție a fiecăruia dintre noi o poate măsura numai Dumnezeu. Și trebuie să lăsăm pe El să măsoare. Când te cercetează pasărea asta pe unul mândriei, ar trebui să-ți aduci aminte, să ne aducem aminte întotdeauna de ce ești mare oameni al lui Dumnezeu și să nu ne luăm chiar așa în serios cum ne luăm unii dintre noi. Cineva mai în glumă, mai în serios, spunea că toți oamenii ăștia mari care se ridică la marile tribune, la microfoanele acestei lumi, ar trebui pe lângă vaza aia de flori care îi se pune înainte întotdeauna, să îi se pune și o hârtie igienică, să știe cine sunt și să nu uite că sunt și ei ca noi alți. Modestia oamenilor mari. Știți că numai oamenii mari pot să fie mici? Numai oamenii mari se pot umili și o pot numai în măsură în care îl cunosc pe Dumnezeu, care este mare și stăpân peste întreaga lume și peste toate lucrurile. Haideți să încheiem dimineața aceasta cu o rugăciune de mulțumire și haideți în rugăciunea aceasta să spunem, Doamne, ajută-ne să Te vedem pe Tine tot mai mult, ca să devenim oameni modești în această lume. O lume plină de îngânfați, care se laudă de dimineața până seara cu talentele, cu realizările, cu banii lor, cu titlurile lor, cu filmele lor, cu tot ce există.
E așa o larmă de oameni mândri în această lume. Eu cred că nenorocitul acela care se închină diavolului nu e altceva decât o expresie a mândriei umane duse la paroxism, duse la extremă. Dacă n-ai reușit să te afirmi în făcând nimic, pentru că numai dacă te uiți cum arată ăla, nu? Îți dai seama că n-a reușit să se afirme nici măcar cu barba aia lui, cum așa, a găsit ceva să iasă în public, să-l batjocorească pe Hristos. Haideți să ne rugăm și să cerem Domnului înțelepciune și putere de a fi modești și a-L căuta pe Domnul și să-L vedem în toată măreția Lui. Ziua schimbării în viața lui Isaia a fost ziua când l-am văzut pe Domnul, zicea el. Atunci Isaia a văzut măreția lui Dumnezeu, dar l-a văzut și pe Isaia. Cine este Isaia vis-a-vis de Domnul? Și atunci Isaia a zis, sunt un om pierdut, sunt un om cu buze necurate, numai Dumnezeu mă mai poate salva. Haideți, ridicați cu toți în picioare, să încheiem cu o rugăciune de mulțumire și, așa cum spuneam, să cerem Domnului înțelepciune și putere de a-L cunoaște pe El tot mai mult, pentru a-L iubi mai mult și a fi mai modești. Doamne, stăm înaintea Ta la sfârșitul acestei...